Pauza s-a terminat pentru handbaliștii de la HC Dobrogea Sud, care au plecat miercuri dimineață spre Alexandria, acolo unde vor disputa meciul din cadrul etapei a noua a Ligii Naționale. La doar 3 zile după această partidă, constanțenii vor avea un alt meci, tot în deplasare, de data aceasta la Suceava. Tocmai din acest motiv, HC Dobrogea Sud va reveni la Constanța abia săptămâna viitoare. Chiar dacă urmează o perioadă obositoare, elevii lui George Circovici speră să treacă cu bine și să bifeze încă două victorii, care să îi mențină pe podiumul clasamentului. După o experiență foarte frumoasă cu Naționala, două meciuri cu Spania și unul cu Georgia, ne întoarcem la echipele de club, avem trei meciuri foarte grele, nu avem voie să pierdem niciun punct, deși am făcut un antrenament cu echipa, trebuie să ne mobilizăm, să ne concentrăm la maxim, să luăm toate cele 9 puncte puse în joc. Primul hop la Alexandria, o echipă cu care toată lumea s-a chinuit, am făcut vizionare, cum am spus, trebuie să ne concentrăm la maxim și să dăm totul pe teren, să luăm toate punctele. Plecăm la Alexandria, un meci, o deplasare relativ grea, după care urmează imediat, după numai 3 zile, deplasarea de la Suceava. Două meciuri pe care trebuie neapărat să le câștigăm, două meciuri incomode de uzură, dar suntem maturi și profesioniști și mergem să le câștigăm ca să ne consolidăm poziția de top din clasamentul României. Înaintea partidei de la Alexandria, HC Dobrogea Sud se află pe locul 3 al clasamentului cu 19 puncte după 8 meciuri jucate. De partea cealaltă, adversara constanțenilor este ultima în clasament, fără niciun punct acumulat în acest sezon. CSM Alexandria HC Dobrogea Sud se joacă joi cu începere de la ora 17:30.